Aproape de 3 ori mai puțin copii români s-au născut în Europa anul trecut față de 2018. Mă, că scade natalitatea drastic la noi în țară, deja nu mai e o noutate. Noutatea e că nici diaspora nu mai face copii. De exemplu, în 2023 s-au născut 24.707 copii cu cetățenie română față de 67.144 în 2018. Ok, putem să zicem că mulți au obținut doar cetățenia statului în care s-au născut. Chiar și așa, e o scădere drastică în doar 6 ani, care 6 ani în matematica mare a lucrurilor înseamnă nimic. Dar, din punct de vedere demografic, este critic. În toate țările din Europa unde sunt stabiliți români, s-au înregistrat scădere ale nașterilor față de anii precedenți. Și asta nu a fost o diferență între anii 2023 și 2018, a fost o scădere progresivă. Ca idee, cei mai mulți copii români născuți în diaspora sunt în Republica Moldova, Germania și Anglia. Statul a încercat să rezolve cumva această situație, însă uite, programul prin care cuplurile infertile au primit vouchere în valoare de 15.000 de lei pentru procedura de fertilizare in vitro a fost oprit în 2024. Iar o strategie menită să încurajeze natalitatea poate fi implementată abia în 2028. Adică până atunci, timp de 4 ani, ne vom confrunta mai departe cu împuținarea populației.